Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 9-15 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Apasă butonul Alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce se întâmplă. Tot acolo îți voi oferi un ritual pentru eclipsa de soare din semnul balanței. Și tot acolo vom clarifica toate cărțile de tarot. Luăm și un sfat din partea îngerilor romantici. Îți voi răspunde la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în următoarea săptămână. Bun, dragi Scorpion. Ultima săptămână în care vă simțiți voi acolo așa agitați, este ultima săptămână în care, da, sunteți foarte prinși pe partea aceasta de relaționare. Pe de o parte, pe de altă parte, este o săptămână în care foarte mulți scorpioni veți reacționa într-un mod foarte ciudat, foarte drastic. Iar asta e absolut fantastic. E ceva acolo din trecut, da? Ce nu ați eliminat? Este o situație în care vă treziți puși din nou, da? Ați spus, bă, gata, am rezolvat-o și acum te trezești iar cu aceeași problemă. Ei, de data asta, mulți scorpioni chiar luați atitudine și luați decizii importante. Este o situație din care tu vei ieși bine, să știi, chiar vei ieși bine. Apoi, Venus intră în Fecioară. Asta înseamnă că, începând cu această săptămână, timp de o lună, cam așa, deci toată luna octombrie, în mod special, tu îți vei găsi oameni care să te ajute, da? În cercul de prieteni, în grupurile din care faci parte și, de asemenea, este și o perioadă în care îți vei hotărâ foarte mult soarta relației tale, da? Viitorul iubirii, viitorul tău financiar, viitorul unei relații, în mod special. Iar pentru scorpionii singuri, vedeți că iubirea poate să strălucească prin grupurile de oameni, printre prieteni, printre colaboratori, de ce nu? Acum. Tot în această săptămână, vedeți că se amplifică foarte mult acele tensiuni în relația de cuplu sau în relația cu un copil. Pot fi chestiuni legate de anturajul copilului sau pot fi chestiuni legate de viitorul unei povești de iubire. Acolo este nevoie să fiți cumva mai atenți și, de asemenea, tot tensiuni care apar pe tot ceea ce ține de afaceri sau parteneri de afaceri. Marte, guvernatorul tău, schimbă zodia, intră în semnul tău zodiacal și, începând cu jumătatea săptămânii, vezi că toată luna octombrie, știi cum, o să te simți mult mai bine, dar e o perioadă bună să te eliberezi și chiar este o perioadă foarte interesantă pentru tine, da? Pentru că Marte acolo ți oferă putere, da? Se simte foarte bine în zodia ta și tu te simți foarte bine cu Marte în zodia ta, doar că vei fi cumva mai tranșant, în sensul că nu vei mai sta, nu vei mai suferi, nu vei mai accepta, vei spune clar, da? Asta îmi doresc, asta nu îmi doresc, asta vreau, asta nu vreau, asta fac, asta nu fac. Da? E o perioadă bună. Ai multă, multă energie, vezi ce faci cu ea. Apoi, tot săptămâna asta, uite, poți să iei atitudine și oricum vei lua pentru a rezolva niște chestiuni, repet, foarte importante privind problemele din relația de cuplu, problemele din relația cu un copil, chestiuni legate de afaceri sau chiar legate de o poveste de iubire sau legate de iubire în general vorbind, pentru că da, acolo, așa cum am spus, vei lua atitudine. Avem o eclipsă de soare în semnul balanței, sâmbătă, pe 14 octombrie și este o eclipsă foarte puternică pentru tine. Da? Ți-aș recomanda să te odihnești mult în preajma acelei eclipse și este un moment bun să te eliberezi, este un moment bun să reiei niște discuții vechi, da? Și să iei o decizie din acest punct de vedere. Repet, privind viitorul unei relații, privind viitorul unui proiect, o colaborare de afaceri, prietenii tăi, deci toată zona aceasta, dar e vorba de a elimina, de a elibera ceva anume. Vezi că trecutul bate serios la ușă pe eclipsa aceasta și pot fi niște decizii foarte radicale pe care le iei legate de, repet, relația cu un copil, persoana iubită, o afacere, toată zona aceasta. Și este bine să dai startul unei perioade în care poți să descarci foarte multă karmă. Da? Foarte, foarte, foarte multă karmă. O să vrei să stai relaxat, să stai liniștit, nu o să mai suporți tu tensiunile alea. Hai să vedem, dragi scorpioni și arhanghelii, ce transmit, care este mesajul pentru voi.
Pisica e aici prezentă, nu vrea să plece, vrea iubită. Și avem călătoria inițiatică. Pleci undeva săptămâna asta, te muți, rezolvi ceva, vrei să înveți ceva nou, te apropii mai mult de planul divin. Numerele importante: 2, 3, 5, 23. Culorile importante: albastru, verde, maro, non-culoarea alb. Iar arhanghelul Rafael este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți finalizezi călătoria interioară către inima ta divină. Protejez călătoriile inițiatice în locuri sacre. Îi ghidez cu înțelepciune pe toți cei care au pornit pe o cale spirituală autentică. Deci tu săptămâna asta vei avea ca un fel de revelație. Poate vei călători în locuri mai ascunse, poate în locuri sacre, deci în locuri sfinte, în locuri încărcate din punct de vedere energetic. Și uite, acest lucru chiar ți-ar fi de foarte, foarte mare folos. Da? Hai să vedem tarotul ce transmite, care sunt mesajele pentru tine. Ce trebuie tu să știi? Pisica toarce, să știi, și vrea neapărat să stea la citirea ta. Nu știu de ce. Ea este foarte sensibilă. Pisica este foarte radicală, să știi. Adică dacă... Motanul e mai altfel. E diferit ca și caracter, dar ea e foarte sensibilă, deci nu... Are o personalitate foarte puternică, da? Deci cam așa și tu săptămâna asta. Multă sensibilitate, mult respect față de tine. Hai să vedem, vrei Scorpion, ce faceți voi? Ceva vă deranjează undeva anume, ceva nu vă place, ceva e ciudat. Luna, asul de spade, 10 de cupe. Cavalerul de monede, regina de spade și niște decizii pe care le iei. E ca și cum îți dai seama că e cazul să acționezi într-un mod mai serios. Pentru că așa, din impuls, așa doar ca să ne pierdem timpul, nu are sens. Văd multă stabilitate, seriozitate pentru tine. Ceva care se mișcă încet și sigur. Planul financiar este foarte puternic aspectat pentru tine în această săptămână. Luna între tine și ceilalți, aici poți avea o conexiune cu zodia Rac, zodia Pești, dar simt eu că o relație din viața ta sau relațiile tale sunt sub semnul iluziilor sau nu se cunosc multe lucruri. Da? E totul așa fără un contur anume, nu se vede ceva clar într-o poveste de iubire, într-o prietenie, în relația cu oamenii din jurul tău, în general vorbind. Vezi că partea aceasta de intuiție pe tine te ajută foarte, foarte mult în această săptămână. 8 de cupe la baza manifestărilor tale. Este clar că abandonezi ceva, lași ceva în urma ta în această săptămână. Poate lași în urmă o perioadă în care nu te-ai simțit bine într-o relație, poate într-o situație anume, dar alți scorpioni posibil chiar să lăsați în urmă relația, situația cu totul. E ca și cum spui gata, mă detașez, renunț. Vezi că pentru tine secretul în general, dar în special în această perioadă, ține de ideea aceasta de a renunța la ideea de control, la atașamentele astea emoționale. Pentru tine nu e vorba de bani, nu e vorba de partea practică, e vorba de atașamente emoționale. Oamenii vin și pleacă, nu putem să avem mereu controlul asupra lucrurilor. Da? Și nu ți-o spun cu răutate că și eu m-am confruntat foarte mult timp cu chestia asta, că am un marcaj foarte puternic pe Scorpion. Mă confrunt în continuare că asta e viața, da? Toată asta e lecția noastră. Deci cam așa și tu. Deci trebuie să te detașezi, că în momentul în care te detașezi din punct de vedere emoțional de ceva anume, vei vedea că acel lucru începe să meargă altfel. 10 de cupe în inima ta, deci casa și familia sunt importante, dar unii scorpioni văd că aveți aici un ideal, știți foarte bine ce vreți. Vreți liniște, vreți pace, poate chiar luați decizii importante. Asul de spade, da, în mintea ta. O victorie pe care o ai, dar și o decizie radicală, aș spune eu, pe care tu o iei. O nouă idee care îți vine, un nou proiect. Ridici spada și spui gata, de azi înainte, asta vreau să fac. Parcă lași în urmă
ceva în care tu ai crezut foarte mult. Regina de monede în exterior, deci o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este o perioadă în care banii sunt importanți pentru tine, dar regina asta de monede, să știi că înseamnă stabilitate din punct de vedere material. Este o persoană care te ajută cu bani, care are grijă de tine, care îți este alături. Unii puteți avea o conexiune cu o instituție financiară, o sumă mare de bani, o casă, o instituție, un teren. Judecata. Aici cineva vrea să te revadă. Judecata poate să însemne și un moment în care reiei legătura cu o persoană dragă ție și tot judecata, să știi că poate să însemne și faptul că se hotărăște ceva din punct de vedere personal. Este ca un consiliu de familie sau este ca o discuție sinceră pe care cineva o are cu tine. Cineva spune gata, până aici, hai să rezolvăm problema, hai să închidem situația. Trei de spade. Cineva se simte dezamăgit sau cineva consideră că este dezamăgit în această poveste, în această situație. Ai legătură cu o persoană care e mai dificilă. Da. Dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo analizăm pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă. Îți ofer și un ritual pentru această eclipsă de soare. Apoi clarificăm toate cărțile de tarot. Îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici, apoi îți voi răspunde la o întrebare pe care tu o vei adresa, iar în final vom vedea surpriza pentru tine în următoarea săptămână. Dragi scorpioni, vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă, cu multe eliberări. Vă îmbrățișez cu mare drag!